Salut! Bă, astăzi vreau să vă prezint și eu un cont. Începem videoclipul cu un anunț. Am și eu contul ăsta de vânzare. E pe Polaris, regatul galben. E un Ordei 74. Are biologul... Vă arăt biologul înaintea skill-ului, tipic mie. Deci biologul l-are terminat. Nu e pe aici biologul, deci l-are terminat. Bănuiesc că rangele la 70. Skill-urile G1... Aura, G1 izbitura, am înțeles că mai are doar 3-4 cărți pentru vârtej și Iureșu M5. ITM contul vine gol, deci fără niciun item important. Are cal negru de ăsta care îți dă 60 viteze de mișcare 6 zile. Îi trece timpul doar dacă stai pe el. Mare șarfa asta, dar nu știu dacă mai poți combina, că a pus bonusuri pe ea, nu știu ce. Are două inele de astea de teleportare, de astea pentru eșarfă. Și în rest, în depozit nu mai are nimic notabil așa pe el. E destul de lucrat la skill-urile secundare, are M-uri la limbi. La chemare 5, în orice caz, la chemare mai mult de 6-7 n-ai nevoie, oricum îți vine 2-3 trigger la cale, îți vine. Transformarea văd că are destul de mică. Astea le are M1 aproape pe toate, astea mai importante. Bănesc că asta e lupta de pe cal, e aia când care adun mobi, mă rog, știți și voi. Așa și zdruncina regin izbitura. Așa. Mai are multe pe schimbă, dar interesant, mai are doar surala asta de 61. E sura BM. Sura BM are G1 flama, G1 explozia întunecată și M9 protecția. Nu știu câte cărți mai are la protecție, biologul. Nu prea ea s-a ocupat de el. Ia biologie la... la blesteme. Mă rog, cal care level 1. Mă rog, e mai ok așa să faci la sura calul și să te ocupi de competițiile secundare odată ce faci level mai mare, ca să-ți fie mai ușor. Sura BM ți-o cont că e destul de slăbuță pe BM, mai ales dacă n-ai teme bune. Conturile astea sunt spre vânzare. Le-am cumpărat de la un abonat și mă gândeam, bă, hai să mă juc eu pe sura asta BM, dar am zis, bă, prea multă bătaie de cap și n-are rost. Mai mult pentru sura asta BM l-am luat eu. Îl dau pe Yank sau skin-uri CSGO. Dacă cineva e interesat, aveți Skype-ul meu în descriere. Și acum, 2 secunde, nu mai editez și eu episodul, 2 secunde să fie ecranul negru, 2 secunde să intru și eu pe Pelican, să ne începem let's play-ul în sine. Imediat. Așa. Astăzi, ca de obicei, ne jucăm tot Pelican. Pentru că... Na, Pelican e senzația acum pentru mine. N-am făcut GTA de merge să dau cartea. Asta, SS-ul. Sufletul lupului roșu. Hai, mane, dă-i. Ai reușit G3. Cât am pe minus? Mai pot să mai dau? Nu mai pot. Am minus 20.000 pe minus. Așa. Astăzi vreau să testez și eu levelul ăsta la cala. Chiar îmi dă damage. Uite aici un metin de 25. Imediat îl spar cu full iteme de damage pe mine pe care le pot avea. Așa. Mi-am mai făcut câteva achiziții pe aici. Mi-am mai luat un colier cu colți. În rest mai nimic interesant. Colierul ăsta cu colți plus papucii ăștia, încep să-mi fac șosetul pentru alți licani. Așa, hai să activăm alchimia frumos. Am alchimia activată. Așa, cred că am tot ok. Pe mine cât îmi dă ăsta atac? 458. 458, bun. Îmi metin de ăsta de 25. Hai să vedem. Perfect, nu vedem damage-ul. Ba da, uite. 786. 780, mă rog, 800, ar trebui să pot să ajung la un 900 cu level 3 la cal, pentru că am, așa știam eu că îți dă undeva în jur de 20-30 atac, 30-40 chiar atac pe level. Și imediat mergem să facem calul, să vedem dacă e adevărată faza asta. Am și viteză de mișcare, deci trebuie să-l facem repede.
Hai să dăm scutul jos, punem cerceii cu așa, băcăm una de asta de 60 și mai îmi chem și mărțoaga. Chiar sunt curios, pentru că ar fi ceva, asta este, gândești, la level 10 ar trebui să-ți dea cam în jur de 300 atac în plus. E ceva. Plus mistrețul 200-500 ții atac doar din cal și din mount. Dar nu sunt sigur acum că îți dă chiar 30 pe level, dar facem test acum. Deci în jur de 700... Cel mai mult am dat 870-880. Și ați văzut voi, v-am mai spus asta, cred că și în alte episoade, dar mă repet. E variația asta mare de damage la Lican, pentru care armura oponentului este ignorată. Și nu ține cont de că e mob, că e meting, că e... Variază. De exemplu, eu de ăștia de level 105 pot să dau 2-3 pe skill și pot să-i dau 800 pe hit, pentru care e faza asta cu armura oponentului este ignorată. Ca și cum ar avea 0 apărare. Imediat mergem să dăm și level la căluț. Am zis să fac acum testul ăsta pentru că are level mic calul și mă pune să mă duc decât la o singură țintă, adică să nu stau cu zilele să plictisesc pe aici. Și în următoarele episoade aștept propuneri, să mă ziceți voi ce să fac. Eu mă gândeam să mă duc puțin pe la Bosch, dar mai am de făcut, de lucrat la niște seturi, să-mi fac și niște sulițe. Sulițe PVM. Hai să-mi scot eu sufletul. Niște sulițe PVM și de-astea. Așa. Ar fi fain să găsesc niște set, un set animale. Să mă duc și la maimuțe să scad puțin gradul. M-aș duce la alea experte. Hai să vedem. Unde ne trimite nenea cu bățul. Cum să rup călărind, vino căla... Ai, mă! Cum ce era? Eram... Mamă, până chemuri țoaga asta, deci e jumătate de episod. În legătură cu contul de mai devreme, repet, aveți Skype în descriere, mă contactați. Eu, sincer, aș vrea să-l dau pe ceva skin-uri CSGO, dacă are cineva și interesat de cont. Nu-l dau foarte scump, dar totuși o să țin cont și de valoarea... De exemplu, dacă vreți doar sura, n-am cum să nu țin cont și de valoarea orului și... Viceversa, dacă vreți doar ori, n-am cum să nu țin cont de valoarea suralăului. Pentru că sunt destul de interesante, na, e destul de greu pe rost să faci un G, știți și voi. Așa, unde mă trimis, mă? Sunt două. Cred că mă trimite doar pe insula acolo. E ok. Să iau pe aici, că iau pe aici, deși e cam lung drumul, dar mă rog. În legătură cu levelul la Lican, bă, sincer, dacă aș avea timp, chiar m-aș duce un level mai mare. Bine, dacă aș găsi și sulițe. Momentan mă gândeam să-mi vând niște iteme de astea, care oricum n-am ce face cu ele, să-mi schimb numele. Na. Totuși contează acolo, dar nu prea am mai stat. Bă, și de ce nu-mi dezactivez eu alchimia? Uite așa, uite ce trec orele degeaba. De ore mai am 20 de ore. Mă rog, 21 aproape. Din alchimie. Și apropo, dacă e cineva interesant, am și solzii aia plus 9, 15 sabii, 10, 2000, 10 săgeți, un KPV6 pumnal. La fel, dacă vrea cineva, îi dau și pe un, și pe un de la, și pe un, cum îi zice, am și uitat, ce lapsus am acum. Mie Piatra Dragon, pe un de ăsta, rubin, mă. Îl dau și pe un rubin clar. Așa, mă duc la, înapoi la grăjitare, ok. Poate mi-l face și mie din prima, să nu mă... După să mergem direct la Metin, să văd ce dăm aici am acum. E destul de greu să faci un or cu G-Aura, știu eu, simt pe pielea mea acum că mi-e jucează cărțile în dragi pe la de 22. Și știu că voi vreți să vedeți episodul de coro de 22, dar momentan, ținând cont că am și aura un M destul de mic, că n-am nici rubin pe el și nu vreau să pun un rubin gen clar sau de ăsta, vreau ceva perfect în sus. Pe ăsta o să pun ceva clar, pe lup. O să pun un rubin clar. Pe el vreau ceva, nu știu, perfect sau de-astea, dar mai am mult de muncă, gen, să strâng bani și felul de rahaturi. Mai ales că nu prea m-am jucat Metin în ultima perioadă. Deși v-am spus odată cu Licanul ăsta, mi-a revenit destul de mult cheful. Hai, te rog frumos, Gigel. A, tu spanii n-am, mătii. Tot acolo mă trimite. Păi nu e el bulangiu.
Ce să și faci? Bulangiu. Chiar dacă facem episod de 30 de minute, tot vreau să văd dacă e diferență de damage atât de mare. Știu că am mai făcut chestia asta cu părul de 25, dar... Na, țin cont, s-au făcut atât de multe update-uri în ultima perioadă și la Metin. Mie nu mi se pare o diferență atât de mare, ținând cont că am făcut și G3 asta și se simte mult la suflet. Deci mi-a dat cât mi-a dat, 58 de la 20, mi-a dat vreo 30. Vreo 30, mă rog, mine după mine, mi-a dat de la gem. Și se simte, 20-30 se simte. Să rătunjești acolo ceva, bă, nu trebuie să dau mă pe pescar, sunt prost eu. Uite, și o eșarfă ar fi bună în momentul de față, țin cont că am rapandola asta cu 16 absorție, dar, mă rog, era bunicică ea, dar are atacul ăla mic, 16-19 atac, e slăbuț, se putea mai bine. Doar 5 medie, de când nimic, e bună și asta. De ceva atac în plus, se simte și eșarfa. Da, na. Stai și te gândești, bă, n-ai nevoie de eșarfă cu 25 absorție ca să te distrezi la level mic. Să poți să faci ceva fain la level mic, sincer, acum. Da, totuși, ceva mai bun se poate acolo. După ce terminăm alchimia, poate mă ocup puțin și de șarfă, da? Vedem. Păi și mereu trebuie să am lag în locul ăsta, nu înțeleg. Harta asta, de ce se încarcă? Bună. Ai reușit pe toate. Dacă mi le șuiezi, are îți dau un cap. Așa, boss. Vezi că ne înțelegem. Level 3. Hai să trimitem rapandula asta de mărțoagă. Luăm pe asta cu 63 și are mama 258. Nebun. Ce cărți mai am eu pe aici? 3 dinți. Am mai FMS-ul ăsta. De unde? Contul ăla l-am luat inițial, v-am spus și vouă, bă, aveam de gând dacă găseam un FMS ceva cât de cât decent, bă, mă bag să fac niște PvP-uri, ziceam, nu mai îmi iau cine știe ce iteme, că am cercei ăștia cu 10 așa și care sunt buni și pe sura, mai am și, ce-ți voi, mai am cât un colier, cât de asta, mă rog, ziceam, bă, iau un FMS și mă bag puțin, fac și un video, două PvP, dar era multă bătaie de cap și nu mai am chef, am zis, oricum aveam de gând să-l dau, dar mai târziu unul gen acum. Aici ar trebui să fie metinul de 25, că tot metinul de 25 am dat și atunci. A, mă, rapandulo. Metinul de 25. Nu vrea, bă, că nu vrea. Ce poți să-i faci? Păi nu schimbăm noi ceva și până dăm metinul de 25, ce ziceți voi? Două secunde, schimbăm ceva și a, să putea să nu dea. Căutăm în astea 7 secunde ceva pe aici. Bă, nu mă las, mă, până nu văd. Deci te deam în jur de 880, cam așa, în metinul ăla. 2 secunde. Așa. Revenim pe ceea 5. Ia, uite, bă, ce pulan avem azi. Hai să băgăm din nou tot. Alchimie, pac, dăm sufletul. Bă, de la M la G nu mi se pare așa o mare schimbare în animația asta, dar de la P am văzut că arată destul de mișto. Hai să vedem. A. Bă, am văzut pe acolo și în 895, dar mare parte... Uite, pe normală cred că se simte un pic, că dădeam gen 700, mă rog, comparați voi, na, uite și un 900, cam cu 20-30 îți crește atacul. În normală se vede mai mult, dădeam în jur de 770, acum vă că dau un 796 de-astea, variați. Dar sper să nu fiu handicapat. Să nu-mi dau seama, dar o să mă uit și eu la început. Eu așa țin minte că dădeam pe normal în jur de 770, așa, mă rog. Stai și te gândești, bă, 20-25 în plus, nu prea contează, dar na.
Dacă îl faci level 10 și dacă chiar rezultate nu sunt eu chiar, cât îți dă? 19 ori 10, 190, deci ar simți damage. Hai mai mergem puțin, mai filmăm puțin, astăzi vreau să fac 20 de minute, mai dăm o tură. Mai farmez, sincer chiar îmi place să farmez cu Licanul, fă și eu un damage decent. La level mic și... În episodul viitor, sincer, chiar aș vrea să-mi găsesc un coif cu 20 animale, să strâng multe animale pe mine, să mă duc la maimuțe. Vreau să văd dacă rezist la experte, atât vreau. Așa, ce-ți mă uitam, eu vreau să văd dacă am ceva animale pe astea, dar n-am. Da, am brățară cu 20 animale, pe aici. Am de ăsta cu 20 animale, cu 10 doar. Bă, e orice mă, ce vampiri. Are. Da. Complicată treaba, ai nevoie de multe să le zici la experte. Da, mă rog, dacă nu, mergem și la medii. Mai dăm o tură pe aici, mai vreau să mai găsesc un medin. După să fac și eu, să mă uit și la episod înainte, cât dădeam înainte, cât dau acum. Chiar sunt curios. Așa... Aparent nu pare să-mi fi crescut foarte mult de mediu. E activat alchimia? E activată, că eu las activată ca prost. Așa, hai, trimitem asta. Asta nu trebuie trimis, eu sunt prost. 775, 783. Mare diferență, nu pare. În sfârșit am făcut și o pila, pot să-mi pun pe PM? Nu pot. Pa, pot, nu pot, cum să nu pot. Așa. Poate am și o bulan la o pietră plus 4, parcă la astea pică, da. La 25 în sus pică pietră plus 4. 780, 800. E bine, e bine. Bă, nu-mi dă carte, mă. Bă. Până acum am picat numai cărți la metine și acum nu mai pică deloc. E un semn de la metine. Bă, bagă mânul și-a fătut morții, mătii. Terminăm metinele pe aici, nu ne aducem mai departe, că n-are rost. În episodul viitor vreau propuneri de la voi, ce ați vrea să vedeți cu Licanul. Eu sunt răgușit în ultimul hal. Așa, mai încercăm o dată. O, alchimia activată. Bam, bam, bam. Bă, stai mă, giger. Bă, 890, mă, bă, parcă... Doar cu 20 să-mi fi crescut. Parcă maxim dădeam 870. 895. Eu mai dau și 800 liberă. Da, mă, cred că mi-a crescut cu 20. În jur de 20 mi-a crescut damage-ul. Cel puțin așa mi se pare mie. Bă, bine că îmi dă pietre, mă, dar nicio carte. Butofanina. Mă rog, cam ăsta a fost episodul de azi, mă bag și eu repede să nu mă fac de râs să văd dacă... Da bine, oricum am făcut, dacă n-am ținut minte. În aparent așa, dar crește damage-ul, v-am zis, cu 20, așa mi se pare mie. Parcă dădea maxim 870 la început. Cum a făcut mai orică, la un 895, 900, 896, mă rog, variază între 895 și 900 maxima. Și ce să vă zic, aștept comentarii de la voi ce ați vrea să vedeți și voi cu Licanul. Nu prea mai am idei perioada asta. Sunt cot că nu prea mă mai gândesc eu mult la metin, am multe pe cap. Și da, intru și eu și doar filmez. Prima idee care vine în minte, pe aia o fac. Asta cu levelul la cal, chiar eram curios. Level 3, hai că-l fac și level 10. După ce o să fac level 10 la cal, vă dați seama. Meciul ăla poate căsitoresc cu o șamancă ceva pe aici. Îmi iau o bufă după mine, mergem la... La metine de 45 și ne descurcăm, vedem. Mai mult vreau PVM, că PVP tot am făcut cu oră de 25 și țin cont că caracterul ăsta îți oferă și multe variante în PVM. Are un damage imens, abia aștept să-i fac PU. Deci uite, eu estimez așa că pe la G5 o să am 500 atac. La G5 așa. Hai, nu G5. Hai G6 maxim. La G6 o să am 500 atac și pe la P cred că o să iau 500, 650, 700.
Vă dați seama, deci crește cu aproape 300 de meci de acum, o să fie frumos. Dacă mai crește puțin, hai să batem și boul ăsta. Ia mă, dar cu punul rămâne asta? Ia, chiar sunt curios dacă rămâne atacul. Bam. Skill-uri nu merge să dau, mă. Ce vorbești, mă, frate, că-l batem. Ha, lol. Dați-vă și voi sufletul. Sufletul lupului, n-a poftim. 400. Unii nu dau 400 cu arma în mână. Ăsta poți să crești direct așa, bă, gheară. Lol, ce fain. Hai, e chiar fain Licano. Și ce să vă zic, cam atât pentru azi. Sper să pot să postez mâine, dar nu e așa cum credeam eu practica asta. Adică, gen, vin de la 6 rup de oboseală. Nu prea mai am eu chef de filmat și de alte căcaturi de-astea. Mai am și de-abia timp. O oră, două să ies în cancerul de afară, să mă cac pe mine de frig, după să vin înghițat de afară, să mă bade la somn, sau nu știu, chestii de genul, mă rog. Hai că o să încerc, încerc din răsputeri mâine, dacă îmi lăsați propune, dacă nu îmi lăsați nu postez, nu știu, frate meu, adică facem fiecare treaba, bă, și iar sunt prost, bă, și întregi alchimia. Și costă, te costă mult, în jur de 2-3 milioane să o parcă. Din văzute, n-am prelungit niciodată, vă dați seama, e prima mea alchimie. Deci, nu uitați, și dacă sunteți interesați de conturile de la începutul videoclipului, aveți Skype-ul meu în descriere, sau dacă nu-l aveți și uit că sunt prost, probabil o să uit. Ăsta e Skype-ul meu. Și dacă sunteți interesat de niște solzi plus 9, deci armură de ori de 48 cu 15 sabie, 10 două mâini, 10 săgeți, 6 pumnal un cap, PV, pietre plus 4, prețul cam undeva pe la 1 miliard sau pot să-l dau pe rubin, clar, sau dacă e mai de o diferență, dacă e un rubin ceva mai mare, dar rubinul să aibă, știți și voi, să fie PVP rezistență, pagubă medie, atac, medie putere. Așa, și aia că ne-am lungit cam mult, și cam degeaba, eu am fost ca de obicei Adiogi. Până data viitoare vă urez multă baftă!